23 de lei, vă rog. Bine, domnișorul, mâncau schimbătorul de viteze. Pe ce fac transfer? Aici ca mai multe aplicații de transfer decât am bani. Nu se poate cu transfer. No, bine, atunci, dacă nu se poate așa, o să plătesc ca un sălbatic, cu cardul. Nu se poate nici cu cardul, primești doar cash. Păi uite-te că nu primești doar cash, domnul, că nu am cash. Păi cum să n-ai bani cash? Dic, uite așa n-am bani cash. Dom'le, dumneata, chem taxi fără să ai bani. Păi și dumneata, nu ți înțelegi că eu am bani, domnul, dar am bani din ăștia noi, care șede de pe internet, nu din ăla din portofică murdare, care umblat pește tot umblat și poate are și COVID pe ei. Mulțumesc pentru lecția de sănătate, dar cum facem cu banii? Dică, cum facem cu banii? Primești bitcoin? Nu. Nu, rău destul, atunci o să primești dumneata un parfum nu. Frumos. Nu. Nu vrei parfum? Atunci da un ceas mișto care face că cât am 5 ceasuri pe bord. Dic, dar ce folos dacă ai 5 ceasuri și niciunul n-are plată contactless, domnul? Auzi, unde locuiești că vin la dumneata acasă și dacă ai burlane de banii ăștia, fac un compliment la lucrare. Nu-mi trebuie, domnule, burlane, îmi trebuie banii pe care mi-i datorez pe cursă, 27 de lei. Mă, dar nu ești normal, ai spus 23, mă! Păi da, am taxat și staționarea. O staționa, mai la mama dumneata! Fă ceva că trebuie plătit omul ăsta. No, bine, dar sta să țară, domnișorul. Nu așa, tu ești nebună, dar dă ceva juvaier de la tezaur de aici să scăpăm odată. Nu striga, domne, la fică ta, vorbește frumos, respectul, domne. Haud aici, domnișorul. Dau la dumneata un inel de haur, domnul. Are ăștia mai multă carată ca ce căceam de la filme. Nu, fii atent, valorează 300 de lei. 270 dai la mine, rest înapoi. Chiar și rămâi cu bacșiș pe la 30. Ia, domne, de ce nu-i bună asta? Am frecat un pic și s-au dus deja din karate. Ce e? Dic tu, cu ce umbli tu din ăștia? Auzi aici, mă faci să recurg la gesturi disperate, domnul. Ia aici și de restul de la bar. Păi n-am să-ți dau rest. Mă, dar cum nu ai să dai rest, domnul? Păi dacă nu circulă lumea, nu mai am curse, n-are lumea cash. No, bine, nu are, atunci învăț la dumneata de contul de cât trebuie să plătesc, că cum să faci. Ai încredere în Haurențiu. E în față. E prima la dreapta. A doua la stânga, ajungi în 2021, domnul, la Cluj, unde toată lumea plătește contactless din ăla. Te duci la Arobs, are o chestie mică, o șmecherie, zice Monepos. Pui lângă ceasurile de la bord, apropii cardul, aplicații 10 secunde ai plată, domnul. Asta este, să fiți sănătos. Mulțumesc de informație, dar aș prefera banii. 29 de lei. Și eu aș prefera să am altă voce și să fiu cu Antonia. Iartă-mă, de tine iubesc. Dar uite că nu se poate. Hai pe rând. Stai numai un pic, domnul, ia și tu o floare frumoasă, dă-o Marte la soție. Păi cu ce să iau dacă n-am cash? Păi da, asta nu e o problemă, fii atent aici, ce scrie? Trași cardul 10 secunde, se face plata și poftim floarea. Ce e asta? Asta ce ar trebui să ai și tu, domnul, ca să fii în rând cu vremurile, să faci mai multe curse, mai mulți bani, să fii antreprenor, nu să pierzi timpul pe aici prin standul de... Hai odată, antreprenore, că tu te explici de rămânem fără. Ia cardul, domnul, bate acolo Monepoș. Bine. Hai odată, muieri! Na, hai, dar tu ce faci, mu? De ce fac? Eu supervisor! Fac bine, mulțumesc! Avem bactale, domnul! Hai odată!